Ce mâncăm azi? Ce puteți să mâncăm azi? Ceva dulce, normal. Ce facem? De mere, bineînțeles, tort de mere. Ăsta este un tort pe care îl făcea mama atunci când eram mică și mai făcea un tort diplomat cu ananas, dar am zis să nu te pun chiar atât de tare la treabă. Tortul cu mere este mult mai simplu și mult mai ușor de făcut. Pot să cred că eu a trebuit să apelez la mama mea, femeie la 72 de ani, să rămână înainte. Mamă. Mulțumesc. Moela, da. Să rămână. Deci tu realizezi că eu nu fac dulciuri? Mă, nici eu n-am făcut-o. Niciodată. Da. Și eu nu le repet înainte. Sunt foarte onest cu mine, în primul rând. Dacă e să iasă bine, dacă nu, nu s-a mai întâmplat. Irina Margareta Nistor m-a beștelit, mi-a dat să fac o rețetă imposibilă. Bineînțeles că n-a ieșit. Ce n-a ieșit? Rețeta ei. Cum se numește, mă, că mereu uit. Lapte de pasăre m-a pus să-i fac. Normal că n-a ieșit. Nu de unde se ia? S-a râs de mine în toate direcțiile. Deci lapte de pasăre. Ce am făcut ieri? Yes. Am avut o filmare. Ai făcut lapte de pasăre. N-am să nu făcut lapte asta. De pasăre. Chiar n-am încercat până acum să fac lapte de pasăre. Bă, dacă ție se te rog eu frumos. Menționează-mă acolo și pe mine în amintire. Și, da, menționează-mă, pune-mă și pe mine undeva să fiu și eu în memorie. Ieri am făcut pentru Instagram, o filmare așa, cu clătite vieneze, știi cum se numesc? Habar n-am. Nici nu știu cum să fac, nici n-am mâncat. Kaiserschmarrn. Știi cât mi-a luat să învăț să pronunț? Nu știu cât ți-a luat, dar mie mi se pare o limbă extrem de melodică. Ich liebe dich! Exact. Să cânte Frișca. Am cum să facă, să vezi. Mă, în principiu ar trebui să iasă un pic de Frișcă, măcar atât cât să putem urna. Un pic. Ok. Nu mă chinui foarte, foarte mult. Este. Să fie Frișcă. Se va întări cu siguranță. Cu Frișca siguranță. O să o urnăm și o să o gustăm. Uite asta. Wow. Plus... Ce aș mai face un pic? Gata, am și... Fii atentă. Okay. Fii atentă. Uite, ăsta este storiul adevărat. Pentru că trăim în era storiului. N-am făcut noi prăjitura televizor, dar... Da, putem să o facem data viitoare. Uite, uite data și eu viitoare. Trebuie să întorc telefonul așa ca să... Fix așa. Eu sunt foarte fericită pentru că, așa cum îți spuneam la începutul emisiunii, îmi doream foarte mult să gust tortul copilăriei mele, tort de mere. Și eu cred, de fapt nu cred, sunt sigură că s-a făcut super repede. Cât ai zice pește? Nu-i așa? Și tu ești de acord cu mine. Dacă eu mâncam în copilărie chestia asta, nu, dacă aveam în copilărie chestia asta, o mâncam. Okay. Dar mama nu-l făcea așa. În plus, punea foarte multă frișcă și îmi acoperea probabil câmpul vizual și cu siguranță nici nu avea timpul pe care l-am avut eu, frumos, petrecut cu tine, pentru că era între doi copii care zbierau în ultimul hal. Și trebuia săraca să ne și gătească, să fie și simpatică, să se ducă și la muncă, să facă toate cele lucruri cu care tu ești obișnuită de la toate mămicile ce... Uite ce copii mari a crescut. Și reușit și frumos și de vreme acasă. Exact.